Studenții sunt nemulțumiți că sunt nevoiți să îndure frigul. Noaptea, unii se încălzesc așa cum au văzut prin reportaje că fac bătrânii, cu sticle cu apă fierbinte sub lapume. Este frig, seara ne încălzim cu o sticlă cu apă, punem la picioare, pentru că cel mai tare la picioare nu este frig, ne avem deja câte un pled, mai avem o păturică și apoi, propriu zis, o gheală, o plapumă care este mai groasă, pentru că, într-adevăr, este foarte frig în cămin. La momentul de față, până și nu a dat căldură, la mine o gheală e gros, destul de cald. Sub plapumă te Da. Îmi prahladă. Zanimai sportul, mai tepl odivaiesi. Este foarte frig în cămin. Și mă miră faptul că de cum este sfârșitul octombrie și căldură încă noi. Studenților li s-a interzis să utilizeze reșouri electrice pentru a încălzi încăperile. Este interzis șferul de călcat și reșouri electrice, fiindcă nu este permis în cămin. Nu, categoric este interzis. Putem să ne încălzim, dar cu ceai. Nu mi se permite reșourile. În timp ce studenților le este interzis să conecteze reșouri, regula nu este valabilă și pentru portarul căminului, care se încălzește cu un reșou pe care l-a pus chiar sub masa la care stă. Administrația căminului nu era pe loc pentru a discuta cu echipa TV8. Cu reșou încălzăm, că e foarte frig. Dar studenților de ce nu le e permis reșoul? Întrebați administrația. Factorii de decizie de la USM susțin că frigul i-a luat prin surprindere și promit că până la sfârșitul lunii vor fi conectate la căldură toate căminele. În primul rând, s-a știut el că așa rece. Noi am, sigur, preventiv am depus cerere. Dar brusc să răcit. Până astăzi, niciun cămin de la USM și UTM nu a fost conectat la căldură.